Leggibile più in toto in matematica, se lo vedrai. Ah, e se vedrà se è simile, vedrà intelligibile, ci vedrà alfetto, per perpendicolare, per l'altro dopo. Da, una cosa in trama, come ti fa vedere, dice, ah, è riesco, problemi che hanno interessato ci mai fare. E finza umana, ne fa interessato ce ne sente. Și să le facem o societate în raport cu ce avem nevoie, nu ceea ce e mainstream acum, care să ducem să naștem copii, să-i băgăm în câmpul muncii. Mă oripilează ideea. Se pregăti pentru câmpul muncii, doar nu-i atâna. Nu-i nasc ca să-i bagă în câmpul muncii. Trăim într-un sistem educațional care a fost dezvoltat acum 200 de ani. Și între timp, oamenii s-au făcut în operații, au băut apă radioactivă pentru că credeau că e ok. Și multe alte greșeli. De exemplu, acum 200 de ani oamenii nu se spălau pe mâini. Vă imaginați așa ceva? Da, dar de două ori eram să murim ca societate, de două ori de-a lungul vieții, din cauza neinventării unui lucru fundamental, care pentru noi a fost un anumit WC. De două ori au fost asemenea. Deci a fost un film pe scabele care de istoria WC-ului. Spectaculos. Atunci s-a dezvoltat sistemul educațional al cărei produs suntem noi. Și pe care îl perpetuează. Ideea sistemul educațional. Asta e rolul lui. Să reproducă forța de muncă, adică a societății. Să reproducă rotița. Acum, dacă se schimbă sistemul social, trebuie să facem un salt. Adică sistemul social trebuie să-și epuizeze forța, să se destructurează, apare anarhia, după aia apare haosul și ne să naște o nouă societate. Hai să fim noi germenii pentru o nouă societate. Mai rămâne ceva. Da. Rămâne toată informația care nu se pierde. Rămâne numai că se reașează într-o altă formă și omul în sine, prin evoluție, prin presiunea asta, mai modifică copil la rotițele genetice acolo, mai apar un simț. Se numește materie risică, tot pusă de un român de-a nostru, tot deocată că a prezut ca idee, a mai zis că este Markovski, toată gândirea lui Markovski. Ce mai avem la ce aducem discuție, da? Ok. Ce să zic, vă așteptăm în continuare, mai stăm la povești așa, neinformat, până strângem lucrurile de aici. Întrebări și răspunsuri. Întrebările și răspunsurile, în principiu, v-aș ruga în... Ia vezi încă aici mai în combinații naturale, dar la urmă, că sunt întrebări mai directe și nu mediate de, știu, stări de altă factură. Eu aș ruga că vă faceți cumva, să vă dați în nume, adică pe Facebook sau ceva, ca să vă poată găsi lumea. Vă rog frumos, fiți atenți ca să-i cunoașteți. În evenimentul de astăzi. Evident. O să ne găsiți acolo. Și ca să vă spun o întrebare, m-am gândit, o inteligență artificială o să poată să replice efectele unei conștiințe unui creier. Nu o să fie exact. Dintr-un principal motiv pe care domn profesor l-a spus mai devreme. Că nu e ceva artificial o să meargă totdeauna cu un trup de lucruri. Noi nu mergem așa. Nu funcționăm așa. E o diferență fundamentală constructivă între ce înseamnă o ființă umană și niște silicon. Dar testul Turing va fi bătut sigur. Dacă tragi o perdere, să dai seama că e om sau un calculator. Deci, am luat să nu problema asta în definiție. Dar îți dai seama că e important e? Dar îți dai seama că e important e să ai deja un ceva care să spună ce nu este omul. Asta e frumusețea. Dacă un sistem să aibă capacitatea fizică și Domnule, de-abia așa să putem recomenda.
comentăm. Oricum o să recunoaștem lucruri. Nu cunoaștem noastră, nu ne-am plăcut momentele să se importante, ci să nu care sunt și chiar aștept. Mai ales că e legat de și eu. Mai ales că vine acum la față. Nu, e legat de ce e legat. Nu, vine la fix un pic. 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 Cu Eugen în ultima parte, nu-l prind că este foarte prins el la mine, zic că s-a dus totul cu acolo, să fie undeva mizor. Dar uite că se spune mereu. Da, și în moduri neașteptate. Asta și de foarte frumusețea de surprindere. În viața ne surprinde ceea ce ne pun. Mai plăcere și ne vom vedea probabil, nu știu, sper să ne vedem în următoarea perioadă. Nu să simțim mai greu, pentru că mai sunt și niște lucruri pe care să le rezolv, plus că vreau să și mai odinez din altă vedere. Dar după aia, dacă îmi spuneți că aș ști ceva de aici, eu mă sunt la un activ existant. Indiferent ce fac și spune sau. Ai să mă câte că nu spune, nu spune, nu spune lui prezbat, nu spune mie. Eu trebuie să o descoper. Ok. Deci, să vă mulțumim.